Salutare! Profităm de vremea frumoasă și vă arăt și alte animale, în afară de păsări, mai exact, capra noastră de lapte, pe nume Tina. E o capră cumpărată de acum 2 ani de zile, expres pentru consumul nostru de lapte pe timp de vară. Dă undeva la 4 litri pe zi, cam așa. Momentan are 2 iezi. Vă spuneam că o am de 2 ani de zile. Și o iadă de anul trecut din ea. Deci mama o vedeți acolo. Și ea se pregătește să nască. Încă nu-i născută. Și țapul, tatăl ei, este un țap normal. Trag nădejde că de la ea o să luăm, o să producă cel puțin la fel de mult lapte ca și Tina, capra bătrână. Nu i-am găsit până acum un țap original, o să-i vedeți și eduții. Anul acesta i-am pus un țap Zanen și capra cred că e alpină franceză, nu mă pice foarte bine, dar pentru noi e foarte ok. Lapte dă foarte bine, are 2 iezi acum de trecut de o lună de zile, sau cam o lună de zile. Chiar o lună, nu cred că are mai mult. Și sunt momente în care se satură și lapte încă rămâne. E o capră care mănâncă foarte bine, deci oricâtă mâncare îi dai, mai ales grăunțe, nu o să se oprească. Și dacă îi dai 5 kg, ele mănâncă, chiar dacă le scui pe afară după. S-a întâmplat să găsească o găleată cu porumb, mâncat-o aproape toată și după o scuipat-o. O vomitat-o afară. Nu știu de unde e exact. Când am luat-o, avea 7 ani, adică acum 2 ani, acum ar trebui să aibă 9 ani, destul de bătrână. Și domnul la care am luat-o a spus că e din Austria. Avea certificat de origine sau certificat de import, ceva de genul, pentru animale vii, când le aduci din străinătate. Nu știu ce viață a dus ea prin Austria, dar am învățat să supraviețuiască foarte bine. Bate un câine la pielea goală, să zic așa. Nu are frică de nimic. Și primul lucru, caută mâncarea să o ducă ea bine. Chiar și după iezi, dacă vede că îi mănâncă din mâncare, le dă cu cornele alea ca și o fiară sălbatică. Vă spuneam, o capră neînfricată. În schimb, fata ei, Ieduța de anul trecut, e mult mai blândă. Se vede că au crescut aici la noi, cunoaște terenurile. Ce vă spuneam, vede că îi mănâncă din mâncare și rapid vine la ea. Nu știu cât lapte o să dea, v-am spus că a fost un țap normal, nici măcar Zanen. Anul ăsta am pus un țap Zanen și a făcut 2 iezi, o ieduță și un ied. Momentan e ora 12 la amiază. Chiar un pic mai devreme le-am scos un pic la iarbă, pentru că e frumos și soare, chiar dacă nu prea au ce să mănânce. Și urmează să-i aduc iezii. De sacrificat, nu știu dacă o să sacrificăm, posibil iedul să-l sacrificăm, ieduța o să o creștem, pentru că v-am zis, capra are 9 ani. Nu știu dacă o să mai meargă încă un an. Deși de mâncat mănâncă foarte bine și se prezintă bine. Ieduța o să o creștem, iedul probabil o să-l sacrificăm, nu știu dacă acum de pași, pentru că... Hei, Tina! Hai să-ți vedem un pic și capul. Pentru că de sacrificat avem 2 miei care au fost gemeni și îi ținem cu lapte de la vacă. Deci laptele de la capră o să ne servească doar pe timpul verii, când vaca este plecată la munte. Ca și uger, nu-i ceva impresionant, îi destul de mare și voluminos. Doar că nu e ceva ieșit din comun. Dar lapte vă asigur că măsurat într-o zi de vară, deci la câteva luni după ce naște, după ce fată, îs 4 litri pe zi când îi furajată cum trebuie. Undeva la 1 litru jumate dimineața, hei, nu bate. Vă spuneam, o capră foarte flămândă, își bate pe oricine dacă vede că îi mănâncă mâncarea sau îi amenință mâncarea. Deci undeva la 1 litru jumate dimineața, 1 litru jumate seara și 1 litru la amiază. 4 litri poate chiar și depășește în unele zile.
pentru noi, pentru o familie, îi arhi suficient. Vedem ce o să producă și căprița asta tânără. Undeva la un 2 litri la prima fătare ne așteptăm să producă 2 litri jumate, 3 poate. Sau de ce nu o să nu ne surprindă? Plăcut, că neplăcut nu aș vrea să ne surprindă. Aia aducem și iezi și revenim. Am adus și iezi. Capra cu 2 iezi, că n-avem 3. De fapt, al treilea urmează să facă și ea pui. Sperăm că 1 să nu fie 2. Da-ți fălci. Și el este țăpișorul, el seamănă mai mult cu țapul Zanen. Și ea este Eduța. Pe ea v-am spus că o să ținem. Are un pic și din maica sa și din țapul Zanen. Nu veni la mine, nu-ți dau nimic. Du-te la mama ta. Că n-ați sub tot nici de jumate. Și da, dacă vreți să vă cumpărați o capră la iez, doar țap să aveți la capra aia, că iez ajunge să creșteți, uite, un 2 ani de zile, ăștia-s, cu ăștia ar fi 4 iez crescuți de la capra asta, urmează să fete, urmează să nască și ieduța crescută de anul trecut, deci anul trecut pe vremea asta, ea era ca și cei mici, și uite că acum se pregătește să facă ea 1, sper să nu fie 2, deși la ce burtă are, egală și într-o parte și în alta, cred că o să fie doi draci din ăștia. Nu degeaba zice capra și dracu. Ce am observat de la țapii Zanen, sunt foarte osoși. Deci niște oase foarte groase și când se nasc, inima, pielea și osul vei. Și după aia încep să pună carne. Deci până la Paște cam slabe șanse să am ce sacrifica din el. Deși lapte mănâncă păsăturate, de 3 ori pe zi, e frumos și dezvoltați, au crescut foarte bine în lungime, în înălțime, dar mai ales Eduța, ea a fost pe jumate cât el când s-a născut și acum aproape că l-am trecut. Ei încă nu pasc, deși au o lună de zile, mai au momente în care încearcă. Iau câte un fir de iarbă, dar se satură din lapte. Așa-i, mă? Probabil mă pot face cioban. 2 capre, 2 iezi, încă ceva pe drum, 2 miei, urmează să vi-i arăt, dar ei acum își servesc laptele la biberon. Băi, dar nu vi-i foame de nu umblați după mama voastră, ha? Iamnează, n-ați mâncat imi de dimineață. Aveți voi ceva ovăz? Uite ce paște. Ovăz și o tavă mănâncă mai mult miei. Ei își bat joc de ea, urcă cu picioarele în iesle și își bat joc de ea. Și să spunem așa că am întregit turma. Avem și aici miei pe care vă spuneam că îi creștem cu lapte de vacă la biberon. Foarte dolofani. Ăștia chiar mănâncă cât le trebuie. Până la urmă, pentru asta îi ținem. Ei o să fie baza pentru masa de Paște. Cel puțin ăsta alb. Cealaltă s-ar putea să o vindem dacă tăiem țapul, iedul. El e undeva la 25 de kilograme în viu. Foarte, foarte îndesat. Iar cea cu mai mult negru este o mielucă. Ea o duce mai rău, ea la vreo 15 kg în viu. Mănâncă aceeași cantitate de lapte, dar nu crește așa bine. Uite că pasc și ei. Ei mai au cam o săptămână, două maxim de viață. Și sacrificăm de Paște, pentru că asta e tradiția. Deci toți la pășune, se bucură de soare, se urmează niște zile de ploaie și profităm de vremea bună, cât o mai avem.
Deci defecte la capra asta putem să găsim o grămadă. Așa e? În schimb, are două avantaje bune, zic eu, care o scot în evidență și mă fac să o țin în continuare. Dă lapte, un lapte foarte de calitate, nici cel de vacă nu se apropie la gust. Și nu strică nimic, deci dacă e viță de vie, dacă e pom, dacă e ceva, nu se închisește să stea să culeagă câte o frunză sau să strice ramurile sau să facă vreun rău la pomii fructiferi. Preferă unde găsește mâncarea grămadă, chiar și iarba nu stă să o aleagă. Unde o găsește cât de mare, bagă de nu poate să înghită. V-am spus că e foarte, foarte nesătută. Deși mâncarea are la discreție. Cam astea sunt căprițele mele. Așteptăm un iet sau doi și de la cealaltă. Și pe timpul verii o să ne servească cu lapte. Iar ca și încheiere avem mieluțul, care săracul îi programat pentru tăiat.